Când vine vorba de spațiu, agenția spațială la care toată lumea se gândește este cu siguranță NASA și acest lucru nu este deloc nemeritat. Fără îndoială, când vorbim de explorare și despre adâncirea înțelesului nostru în domeniul spațial, NASA a avut cele mai multe realizări. De la începuturile sale din cursa spațială până în zilele noastre, în calitate de cea mai bine finanțată agenție spațială, NASA a reușit să se ridice deasupra competiției. Însă, din ce în ce mai multe țări își arată interesul pentru spațiu, ceea ce rezultă în crearea mai multor agenții spațiale care și-au demonstrat abilitățile în ultimii ani. Dintre acestea, poate doar în urma Chinei, cea mai promițătoare pare a fi ISRO, agenția spațială a Indiei. Rivalitatea cu Uniunea Sovietică din a doua parte a secolului 20 s-a dovedit extrem de benefică pentru ambele puteri, însă ar putea fi colaborarea mai eficientă decât rivalitatea. Asta vom încerca să explorăm în videoclipul de astăzi, în care vom analiza ce s-ar întâmpla dacă NASA și ISRO și-ar uni forțele. Ești pasionat de tot ceea ce ține de spațiu și vrei să afli mai multe despre univers? Abonează-te la canalul nostru pentru mai multe videoclipuri ca acesta și nu uita să apeși clopoțelul pentru a ști când apare mai mult content fascinant. NASA în timpul cursei spațiale. În 1955, războiul rece dintre marile puteri ale vremii, Statele Unite ale Americii și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, încă era în deplină amploare. Ca urmare a pericolului adus de bombele nucleare, fiecare țară își dorea un sistem de apărare mai avansat, dar și o modalitate de lansare mai eficientă în cazul în care una dintre țări ar fi făcut primul pas. Ambele puteri încercau să demonstreze că sistemul lor era mai eficient, iar paranoia unui atac nuclear a dat naștere în cele din urmă unui nou tip de competiție. Pe 2 august 1955, Uniunea Sovietică și-a declarat interesul pentru lansarea primului satelit artificial ca urmare a declarației Statelor Unite de a îndeplini același obiectiv cu doar 4 zile înainte de anunțul rusesc. Acesta este momentul în care oficial cursa a început. Obiectivul a fost atins după 2 ani, Uniunea Sovietică reușind să lanseze primul satelit artificial Sputnik 1 pe data de 4 octombrie 1957, șocând întreaga lume. Statele Unite, percepând acest avans tehnologic ca pe o reală amenințare, a început să acorde din ce în ce mai mult interes programului spațial, în 1958 reușind în a lansa propriul lor satelit Explorer 1, proiectat de armata SUA sub conducerea omului de știință, Wernher von Braun, un fost inginer al Germaniei naziste. În același an, președintele Dwight D. Eisenhower a semnat o ordine publică prin care a creat Administrația Națională pentru Aeronautică și Spațiu, sau așa cum este mai des cunoscută, NASA. Realizările Uniunii Sovietice nu pot fi ignorate, reușind să trimită primul animal în spațiu, câinele Laika, cât și primul om, Yuri Gagarin, pe 12 aprilie 1961. Însă fondarea noii agenții a schimbat radical desfășurarea cursei spațiale. NASA a reușit să trimită primul american în spațiu tot în 1961, dar pe 5 mai, iar mai târziu în acel an, un nou obiectiv a fost stabilit pentru agenție. Președintele John F. Kennedy a declarat în mod public că Statele Unite va reuși să trimite un om pe lună până la sfârșitul deceniului. Astfel a luat naștere cursa către lună, culminând în unul dintre cele mai cunoscute evenimente din istorie. Pe data de 16 iulie 1969, Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin și Michael Collins, membrii echipajului misiunii spațiale Apollo 11, au pornit către lună. După aselenizarea de succes pe 20 iulie, Armstrong a devenit primul om care a pășit pe suprafața lunii. Un pas mic pentru om, un salt mare pentru omenire. Uniunea Sovietică a încercat să atingă același obiectiv, însă până în momentul de față, NASA este singura agenție care a reușit. ISRO. Dacă în timpul cursei spațiale Statele Unite și Uniunea Sovietică erau principalele țări interesate de explorarea spațiului, în zilele noastre asta s-a schimbat.
Stația Spațială Internațională a fost un proiect la care au lucrat 16 țări și care a fost vizitată de astronauți din 18, iar numărul este în creștere. Deși Chinei a fost interzis accesul pe stația spațială, ea se bucură de asemenea de un proiect spațial de succes, fiind a treia țară care a ajuns pe lună și mai recent a doua care a reușit să aducă un rover pe Marte, lucru reușit doar de Statele Unite înainte de asta. Însă o altă agenție care s-a bucurat de succes este desigur ISRO, Agenția Indiană pentru Cercetare Spațială. India și-a construit în mod treptat capacitățile de lansare și explorare timp de zeci de ani. Rădăcinile ISRO se întind până în 1962, Jawaharlal Nehru l-a înrolat pe fizicianul Vikram Sarabhai pentru a înființa Comitetul Național Indian pentru Cercetare Spațială. Prima lansare de rachete din India a fost efectuată de la Biserica Sfânta Maria Magdalena din satul de pescar Tumba, Kerala, pe 21 noiembrie 1963. În mod faimos, racheta a fost transportată în locul de lansare folosind bicicleta, însă din păcate aceasta nu a reușit să iasă din orbita planetei. ISRO a fost înființată în 1969, iar 3 ani mai târziu agenția a lansat primul său satelit la bordul unei rachete sovietice, dar care a funcționat doar pentru câteva zile. În 1979, ISRO a finalizat testele pentru propria sa rachetă, care a zburat oficial pe 18 iulie 1980, făcând astfel India a șasea țară care a atins zborul spațial. Aceste începuturi poate că sunt mai modeste comparativ cu cele ale Uniunii Sovietice și ale Americii, însă ISRO și-a demonstrat abilitățile în 2008, când a lansat nava Chandrayaan-1 către lună, sondă care a ajutat la demonstrarea existenței particulelor de apă pe satelit. 5 ani mai târziu, ISRO a atins un alt obiectiv incredibil, agenția lansând cu succes nava Mangalyaan către Marte, devenind a patra agenție care a reușit să plaseze un obiect în orbita marțiană după NASA, Uniunea Sovietică și Agenția Spațială Europeană. Și mai mult, acest lucru a fost realizabil la un cost incredibil de doar 74 de milioane de dolari, comparativ cu sutele de milioane folosiți de celelalte agenții sau chiar comparativ cu filmul Marțianul din 2015, cu rol principal interpretat de către Matt Damon, filmul având un buget estimat de 108 milioane de dolari. La fel de impresionant a fost și faptul că agenția a reușit din prima încercare, lucru nemai întâlnit la vremea aceea. Dacă ISRO și NASA și-ar uni forțele. Luând în considerare experiența și bugetul de care dispune NASA și multitudinea de minți strălucite de care dispune ISRO, nu avem cum să nu ne întrebăm cum ar arăta viitorul spațial dacă aceste două agenții și-ar uni forțele. Cursa spațială a demonstrat faptul că rivalitatea poate juca rolul unui stimulent extrem de eficient, însă nu ar fi oare colaborarea la fel sau poate chiar mai eficientă? Ei bine, deși încă nu există o colaborare deplină, cele două agenții sunt deja pe termen buni, împărtășind informațiile furnizate de misiunile lor către Marte, însă planurile lor nu vor afecta doar spațiul, ci și Pământul. Cele două agenții colaborează pentru a dezvolta un nou satelit NISRA, parteneriat încheiat încă din septembrie 2014. NASA va oferi un radar pentru satelit, un sistem de comunicații, cât și alte tehnologii de genul, în timp ce ISRO va oferi al doilea radar și se va ocupa de lansare și de tot ce ține de aceasta. Obiectivul principal al proiectului este de a urmări schimbările subtile de pe suprafața Pământului, astfel detectând semnele erupțiilor vulcanice cât și a altor dezastre naturale, dar va urmări și nivelul de topire al ghețarilor și alte informații legate de clima planetei, informații care s-ar putea dovedi cruciale în lupta împotriva încălzirii globale. Proiectul va avea un cost de 1,5 miliarde de dolari, unul dintre cei mai scumpi sateliți construiți vreodată și va fi plasat în orbita Soarelui, de la care își va furniza și energia, lansarea lui fiind planificată pentru 2022. Concluzie. Așa cum putem vedea, noul satelit NISRA are un obiectiv extrem de ambițios și ar putea fi doar începutul.
Dacă proiectul va avea succes și cu forțele celor două agenții cel mai probabil va avea, acesta ar putea reprezenta doar începutul colaborărilor dintre NASA și ISRO. Fără îndoială că relațiile bune dintre cele două agenții vor reprezenta un salt imens pentru întreg domeniul spațial. Asta a fost tot pentru astăzi. Nu ezita să ne dai un like și să te abonezi, iar dacă ți-a plăcut acest episod, îți recomand și episodul din dreapta. S-ar putea să-ți placă.